Au fost finalizate lucrările de semnalizare rutieră la două dintre cele mai periculoase intersecții din Giroc, mai exact la intersecția străzii Narcisei cu strada Orhideea și cu strada Crinului. Aceste noi semnalizări au scopul de a crește atenția în trafic și, prin urmare, de a reduce numărul accidentelor. Pe lângă semnalizările existente, s-a adăugat marcajul pe carosabil, cucedează trecerea, s-au instalat lămpi de avertizare cu LED și oglinzi pentru a îmbunătăți vizibilitatea. În perioada următoare vor continua astfel de acțiuni în zonele cu probleme și va începe și montarea limitatoarelor de viteză.